că aici, după cum observați, a început rugina. Până mi-a zis, totuși tu, punți de până aici. Prima care ne-a dat așa și zgâria ta. Cu contactul mult. Și ăsta are probleme. Ops. Da, ce avem noi aici? Bună, PC. Bună, Mitis. Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod aici pe canalul meu de Motovlog. Astăzi facem un episod, un mic story time și eventual începem să desfacem puțin la R6. Pentru cei care încă nu au fost atenți, nu știu cum a decurs treaba cu achiziția motocicletei astea. O să încerc să vă povestesc cât de cât. Practic, motocicleta asta stată de 5 ani de zile. Este foarte mult de muncă la ea și sunt foarte mulți bani de băgat. Dar, ținând cont că motocicleta asta, practic, este un vis din copilărie, R6, cred că știți tot, am început să deschidem pe motociclete, pe șasele era vis. Uite că am ajuns și în momentul în care să am una, dar nu una principală, că motocicleta principală practic e asta, ca și motocicletă secundară. Adică am ajuns să o am, mamă, si dacă merge bine, dacă nu, nu, dacă o fac bine, dacă nu, nu, când o fac, nu contează. Și mă bucură chestia asta pentru că a nu o repara în grabă, sigur o să iasă o piesă bună. Motocicleta e din 2001, cum am mai spus, motocicleta e stată, am luat-o de la o persoană care prin prietenii mei, Dorin, Cripec, îl cunoșteau, mi-au dat ideea de a achiziționat pentru că tot voiam o motocicletă sport. Și în loc să o vând pe asta în care am băgat destul de mulți bani, mi s-a și stricat ultima dată și am mai băgat și acolo bani, am zis mai bine să îmi o țin pentru că sunt mulțumit de ea și să-mi achiziționez sportiva doar în combinația asta. Zis și făcut. Am luat sportiva, prețul ei de achiziție a fost o miuță, iar în ea nu știu cât va trebui să mai bag. Nu o să fie o motocicletă pe care o să vreau să o vând, ci o să fie motocicleta mea, a doua motocicletă. Când nu am chef să mă prind cu asta, o să mă prind cu asta. Și când am chef să mă prind cu asta, o să mă prind cu asta. Acum despre ea, ăsta cam o trece de schimbat. Astea sunt de vopsit și de schimbat. Carina față e ok. Parurile sunt ok. Aripa este ok. Rezervorul văd că e ok, nu e lovit. Nu are nimic. Asta se va da jos repede, repede. Pe aici, după cum observați, a început rugina. Va trebui să o curăț bine peste tot. Uite mânerile cum sunt. Închidul de frână mai e cât de cât. Uite, uite-te știu cât pânze de băianjin aici. Asta este strâmbă. Văd că a avut o căzătură pentru că are o mică zgârietură aici. Aici. Asta e strâmbă. Văd că pe spate avem pompă Brembo cu tot cu tuburi ranforțate. Asta este strâmbă. Avem o tobă la Terminioni originală pentru acest model. Văd că și aici are o zgârietură. Carena văd că stă bine, doar că rezume pe o parte. Șaua va trebui refăcută. Suportul de număr trebuie strâns. Avem carena de sub aftermarket cu stopurile astea două. Pe de altfel avea un stop așa mare. Kitul de lanț este de schimbat. Cauciucurile sunt de schimbat. Partea asta rotei tot ok. Aici văd că a curs ceva. Uite și aici a avut o mică văzătură. Ăstea se vor schimba. Ăstea se vor schimba. O să vreau să văd astăzi de ce nu se trage ambreiajul. Să văd dacă e din cablu sau e de pe partea asta din ambreiaj. Frâna față merge. Dar în afară de asta, motocicleta pentru anul ei 2001 este destul de întreținut. O să vreau să iau bateria de la aia, să o pun pe asta și să-i pun un contact, să văd câți kilometri are, să văd dacă îmi dă vreo eroare în bord. Sunt curios și să vă spun sincer, aș fi curios să-i dau și un automat, chiar dacă în rezervor este aproape plin, rezervorul până aici pe undeva, este aproape plin. În rezervor există benzină veche de 4 ani, eu vreau să-i dau un automat, să o aud cât de cât, să-mi dau seama despre ce vorbim aici. Vă las, ce să zic, să mai vedeți că arde după aici și... care ne-a dat jos și zgâriată. Ia uite, bă. De față, am decarenat-o puțin, am dat bateria jos, am spălat-o, am curățat-o cât de cât, lanțul și chestii pe aici. Am șters-o, să zic așa. Va trebui să fie spălată bine la jet, dar asta când o să o pornesc, să o pot duce la spălătorie. Aici sunt toate carenele care le-am dat jos, să fie curată, să nu mai văd plină de păianjen, de pânză de păianjen și ce mai avea pe aici. Acum vreau să schimb mânerele, pentru că astea sunt ca dracu.
ți arată foarte rău. Îmi dă capătul ăsta jos de ghidon, pe l-am aici. Și trebuie să dau și pe ăsta jos. În schimb, imbusul mi s-a stricat, s-a dat peste cap. Singura chestie e, mă gândeam să ca pe ăsta să-l tai. Ăsta îl tai, ca să pot să-l dau jos. Uite așa. Să văd cum fac să încălzesc aici, să pot să dau asta jos, într-un fel sau altul. Iar în locul mânerelor ăstora, am două seturi de mânere originale, Yamaha, una de la Thundercat și celelalte de acolo sunt de la Feze 1 și sunt pe original, aș vrea să le pun pe ăsta pe original. Cam asta, continuăm. Și aș vrea să iau bateria de pe Feze 1, să o pun pe R6, să-i dau un ok, să văd ce se întâmplă. Se dădu un gol acolo să rup. Gata, hai că reuși. De că îl desfăcui, bă, dacă m-am chinuit. L-am păcărit. Am pus o baterie, am curățat-o. Pune-i contactul. Hai, băi. Hai, băi, firea dreacu, contactul, măi. Că și ăsta are probleme. Pus contactul în m***ți. Ia. Are 42.000 de kilometri. Tragem șocul și dăm prima cheie. A doua cheie. Șocul la maxim. Gat, 1, 2 și jumătate, 2 litri jumătate. Motul 7110V40. După cum știți, eu folosesc foarte mult Bardal. Am folosit motul pentru că motocicleta este stată 4 ani de zile și am zis să îi fac o curățare cu motul, cum am obișnuit. Eu practic cu motul fac curățările motorului. După aceea o să-i fac un alt schimb de ulei, un alt filtru cu Bardal, bineînțeles. Acum hai să vedem. 2 litri și jumătate de ulei, mai exact 2 litri 600 și verificăm nivelul, că la 2001 o să verifică așa. Suntem la minim, frate. Drept urmare. Bă, da, am strâns. Mai băgăm puțin ulei. De la 2,7. Mai adăugăm, mai vedem puțin. Verificăm jauja, nivelul de ulei și vedem. Și cam asta a fost. Am făcut schimbul de ulei, filtrul de ulei, după care am schimbat cablul de ambreiaj, saca-paca. Merge perfect acum. Am văzut că schimbă bine. 1,6, liber. Cam atât. Continuăm munca. Mai avem piese aici, mai am kitul de lanț. Trebuie să fac tratamentul la rezervor. Trebuie să schimb bujiile. Mai durează. Dar o dăm gata până.